că dansul este viața lui. De atunci a ajuns de două ori pe scena România Au Talent în calitate de concurent, odată chiar până în finală, iar de câțiva ani a ajuns chiar coregraful emisiunii. Bogdan Bolohan este acum aici cu simpatica lui fetiță care îi moștenește talentul. Cheamă pe tine? Miriam. Și câți ani ai? 3 ani. Deci ai 3 ani și te cheamă Miriam? Și știi că ești foarte frumoasă? Ți se spune mereu asta? Da. Și am văzut că ești foarte, talentată pe Instagram la tatăl tău, că tu știi chiar să și dansezi. Îți place să dansezi? Da. Mamă! Deci astăzi Bogdan Bolohan ne-a adus o păpușă la emisiune. Da, e foarte serioasă acum cu tine, că da. Ai venit așa, știi? Ca da. Un tată de fată, de exact. Băiat, ai venit. Wow, da. Uite, acum la televizor, fii atentă. O să fii tu, uite-te acolo, ești doar tu la televizor. Ce zici? Vezi ce frumoasă ești? Zi-mă ceva, profit acum, zi lui bunica ceva, că te vede acum, e acasă toată. Se uită bunica? Se uită acum. Da. Salut-o pe bunica. Cum îi zici? Ia zi. Zi, hello bunica, să-ți facem cu mâna. Hello bunica. Perfect. Și pe mami și pe toată lumea salutăm. Yes, 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 yes. Miriam, Bogdan Bolohan, oameni buni, haideți să luăm un loc, Bogdan. Exact cum spuneam ceva mai devreme, concurent la România Au Talent, iar apoi coregraful baletului de la România Au Talent și acum în postura de tătic. Tătic fericit, nu așa oricum. Exact. Bă, o păpușă de mulțumesc de mult, la fel că am văzut eu acolo. Exact. Te moștenește? A învățat să danseze? Îi place mult să danseze. Adică toată ziua prin casă țopăie de colo-colo. Și la cursuri la fel vine. Și la evenimentele pe care le avem. Un pic cât mai avem. Și acolo țopăie de colo-colo. E bucuroasă. Merge și un pic la gimnastică. Cum e la gimnastică, Miri? Îți place? Da. Bun. Nu mai fi serioasă, tata. S-a emoționat, da. Se uită la televizor, se apărut și e acolo, da. Și trebuie zice, să arăt bine, să fiu exact, ok. Exact, să arăt bine. Mă bucur foarte mult că ești astăzi cu ea și iată cum se schimbă viața. Știi, acum câțiva ani concurent la România Au Talent, apoi te-ai ocupat de baletul România Au Talent și acum te ocupi, cred că asta e cea mai grea meserie. Aici e cea mai grea coreografie. Chiar e cea mai grea coreografie. Este? Da, pentru că e și foarte puternică și e căpoasă câteodată și nu vrea neapărat să facă cum vrea ea. Așa e cel mai bine. Da. Așa, când ești la România Au Talent și ai echipa ta, oamenii aia, faci bine, nu faci bine, tu ești bine, ești ok. Exact, și faci bine, nu faci bine, tu ești coreograful șef și trebuie să asculte să se întâmple lucrul ăla. Aici cu Miriam nu e așa? Nu, Miri e singura coreografă la noi în familie. Ea de ce ea face legea? Așa facem, e bine acolo, stai, nu e bine. Mai facem o dată, ok, acum mai bine. În ce zodie e? Ea este în zodia de pești. Bine, nu prea stăm noi cu zodiile. Nu da. Am calculat așa. Dar Miri, ești pregătită de distracție aici la Cătălin? Ți-am zis-o când acasă. Nu l-ai întrebat deloc pe Cătălin. Ce întrebare trebuie să-i pui tu? Ia zi-mi. Știi că și el e tătic, nu? Vrei să mă întreb ceva? Ia întreabă-l. Întreabă-l tu. Să știi că și eu am doi copii și ei sunt pasionați așa de dans. Cum îi cheamă? Da? Și? David. Uite, uiți, tu ai rămas frapat acolo, tu de televizor și de tine. îmi place de tine că ești așa. Da, spune-mi cum, e greu rolul ăsta de tătic așa, nu? Că tu cu evenimente, coreografii, nopți pierdute și dintr-o dată, știi cum e? Sincer, perioada asta am profitat. Ai, nu ai treabă, da. Ea e șefa. Dar am profitat, Cătălin, în perioada asta. Adică am avut mai mult timp de familie. La Grădi o perioadă a stat acasă și am primit teme de la doamna de la Grădi, la doamna Betty, pe care o salutăm cu mare drag. Grădinița 273 Ghencea, să nu uit niciodată. Trăiască doamna Betty! Cea mai tare. Și ne-a trimis și teme și de făcut. Am reluat o copilărie, știi cum e. Deci am profitat de timpul ăsta de familie super fain. Și cu Miri e o altă zi. Bine, tu cunoști foarte bine lucrurile. Mereu e o altă zi. Fiecare zi e o altă zi. Dar e fata lui tata sau e fata lui mama? Este și în totalitate, da. Și pe partea mamei și pe partea tatălui. La mine în ultima perioadă a început să fie și fata lui tata, că în rest era numai fata lui mama. Și era și băiatul lui mama, știi? Da, după aia, ușor, ușor s-au mai schimbat lucrurile. Uite-o aici, cine e acolo în imagine? Cine e acolo? Cine? Ai văzut-o pe mami?
Se bucură de viață și de dans, adică toată ziua e pe la cursuri, mm-hmm, la mine, la fiecare grupă, țopăi pe acolo, îi chinuie și pe restul copiilor, inclusiv și pe mine, îți dai seama. Dar mă bucur că crește într-un mediu în care să lucreze cu copiii, se bucure și se distreze. Noi și pe timp de vară suntem cu cei de la Fenicia pe partea de entertainment și stăm toată vara la mare de 4 ani. Și ea acum, no, 3 ani și 4 luni, mea face al 4-lea an, e tot timpul acolo, e prinsă. Adică e în domeniul ăsta de mică. Ți-ar plăcea să facă ce faci tu? Sincer, mi-ar plăcea să facă ce vrea. Uh-huh. Dar văd că și pe zona noastră, și dacă mergem pe entertainment, îi zic, ține microfonul, zice și ea ceva, stă acolo, îi cheamă pe copii, la final le spune, ok, gata, s-a terminat, nu se mai poate, hai acasă. Deci știe să facă spectacol. Da, știe, știe. Știe să facă spectacol. Bogdan Bolohan, oameni buni, are cont de Instagram, are cont de Facebook, îl găsiți peste tot. Și chiar vreau să te întreb, în perioada asta, oamenii cum fac cursuri? Online faceți? Am făcut o parte online. Sincer, au mers și nu au mers, pentru că eu țin foarte mult pe interactivitate și pe copii. Iar în momentul în care am primit cât de cât o portiță de deschidere, am ținut cursuri la sală. Uh-huh. Cu măscuță, tot ce trebuie, dar e altceva. E altă apropiere și simți altă bucurie. E greu să faci coreografii prin Zoom, nu? Este greu, da. Și plus că mie îmi place să lucrez cu copiii. Adică pe zona de adulți poți să predai și se prinde toată lumea, e toată lumea ok. Mai ales cu câte aplicații sunt acum pe corect zona asta. Dar la copil nu e așa. La copil trebuie să fie acolo, să te vadă la față, să te simtă, să zică ok, hai încă o dată, hai să facem, mai să fie bine. Cu ele, exact. Și atunci e super fain. Așa în Zoom mai pierzi așa. Da. Înseamnă că oricum nu o să-ți pierzi îndeletnicirea asta de coregraf și de profesor, pentru că o să exersezi cu Miri acasă mereu. În fiecare zi. În fiecare zi. Am înțeles că sunteți pregătiți așa măcar. Miri, vrei să dansezi Miri cu tati puțin? Coregrafia aia făcută de tine? Miri a făcut coregrafia, da? Nici nu m-am băgat la asta. Doar vrei, mi-a zis, stai acolo, du-te în față. Exact. Bogdan Bolohan, cum spuneam, este pe Instagram, puteți să-l căutați pe Facebook, pe YouTube. Și în același timp, Bogdan Bolohan are o coregrafă șefă, nimeni alta decât Miri, care are 3 ani. Ia să-i vedem pe amândoi. Deci asta e o coregrafie pregătită de ea, da? Da, în totalitate. Miri, să nu te sperii, o să dăm drumul mai tare la muzică. Ești pregătită? Și... hai să vedem. Dă mai încet muzica? Da, bine. Iulica, să nu dai foarte tare muzica. Pregătită? Pregătită? Yeah, pregătită! Și... asta că aveam aici, așa, pasul. Ești foarte tare, Miri, și te mai așteptăm la emisiune. Mi-a plăcut că ai intrat așa cu atitudine, ai avut și o mișcare senzațională. Miri, vrei să-i arătăm totuși lui Cătălin ceva? Că știu că pe tine și muzica și nu știu ce. Ia vină cu să-i arătăm lui Cătălin ceva. După aia o să zică că, băi, nu poți să faci tu nimic. Știi ce zic? Aia. Nu cred. Oh. Nu încercați așa ceva acasă dacă nu sunteți profesioniști. Bravo. Nu încercați așa ceva acasă dacă nu sunteți profesioniști. Ești foarte tare, Miri, de să pup. Mai vii pe la noi? Mai vii? Da. Perfect. Bogdan Bolohan, oameni buni, v-am zis, îl găsiți în online și cu mare drag te așteptăm, Bogdan, aici de fiecare dată și să rămâi același coregraf mișto și senzațional. Da. Ciucă, da, să vii să exersezi și eu cu tine. Perfect. Miri, mulțumim, pa, pa! Pa! Pa, mamă! Ce frumos e îmbrăcată, ce elegantă!